am început acest serial despre cele 10 porunci cu destule rețineri. An la rând am avut îndemnul ăsta să studiem cele 10 porunci din Biblie, dar tot așa au trecut anii. Și acum am convins că ar fi trebuit mult mai devreme să începem să studiem aceste 10 porunci, pentru că ele sunt temelia vieții noastre creștine. În seara aceasta o să discutăm despre porunca a șasea, să nu ucizi. Ca și formulare este extrem de simplă și aș vrea să vă uitați în Exodul, capitolul 20, versetul 13, porunca aceasta a șasea, să nu ucizi. Ce vreau să vă spun, titlul predicii mele este Prețuiește viața. O familie sănătoasă prețuiește viața. Viața este prețioasă, este valoroasă. Is worth it, cum zicea Daniel. Viața să merită trăită este darul lui Dumnezeu. Trebuie să avem grijă de ea. Este o sacralitate a vieții, pentru că ea vine din mâna Dumnezeului Celui Atotputernic. Până în clasa a șasea, un copil din America în America de Nord, Statele Unite și Canada, a văzut deja la televizor peste 8.000 de ucideri și a urmărit peste 100.000 de acte de violență, până în clasa 6. -a. Într-un singur an, două milioane din acești copii vor deveni victimele violenței criminale în statul american, în America de Nord. La fiecare 20 de secunde este cineva bătut, înjunghiat, împușcat, jefuit, violat sau ucis. Porunca a șasea pare formulată foarte clar, dar vreau să vă spun că ea este interpretată foarte greșit de foarte mulți creștini de astăzi. Și cred că cel mai bun lucru la început este să vedem ce nu spune o astfel de poruncă. În primul rând, porunca aceasta nu interzice uciderea animalelor. Tot ce mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde, spune Domnul. Așa cum v-am dat salată, vă dau voie să mâncați și fripturi, nu? Nu există o poruncă în Biblie că trebuie să fim vegetariani, nu? Așa cum spunea frații, cea mai bună salată e friptura, nu? Un prieten de meu zice, I am second-hand vegetarian. What? Cum e așa ceva? Second-hand, n-am mai auzit. Păi zice, vaca mănâncă iarbă și eu mănânc vaca. <laughs> <laughs> și I am second-hand vegetarian. Good definition, nu? Dumnezeu este foarte clar în poruncile sale, El face diferență între animal și om și ni le-a dăruit pe toate să ne hrănim cu ele dacă vrem. Deci porunca aceasta nu este o poruncă care interzice uciderea animalelor. În a doilea rând, porunca aceasta nu interzice pedepsa capitală. În numele acestei porunci, adepții celor care vor să anuleze pedepsa capitală și în America acum, spun Dumnezeu, a zis să nu ucizi, nu-i voie, nu o omorâm pe nimeni. Așa spune porunca aceasta. Dumnezeu poruncește de multe ori pedeapsa capitală în Biblie, în Vechiul Testament și o găsim menționată de foarte multe ori pentru că Dumnezeu vrea să, să respecte ordinea socială. Guvernele au datoria de a impune legea și de a-i pedepsi pe răufăcătorii. Cine va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea, spune Leviticul 24 cu 17 omul legii este lăsat de Dumnezeu să stabilească și să mențină această ordine socială. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru tine, pentru binele tău, spune Apostolul Pavel în Roman 13 ,4. Dar dacă faci răul, temete că și nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel care face răul. Fraza evrească a ucide, lo trațac, lo trațac, înseamnă a ucide cu răutate, cu intenție, în mod greșit, a lua viața unei ființe inocente. Când William, William McKinley, președintele Statelor Unite a fost asasinat, el a fost executat de Curtea Supremă Americană în 53 de zile. L-au împușcat pe președinte, în 53 l-au executat. Au aplicat pedeapsa capitală. Când Ted Bundy, un bandit și jumătate, care a omorât o mulțime de femei, a fost ținut în pușcărie 11 ani pe banii noștri, așa? 11 ani a fost ținut acolo, Uh, și uh, apologeții uh, celor care vor să anuleze pedeapsa cu moartea uh, vor uh, închisoare pe viață în locul... Uh... Știți ce înseamnă în America sentință pe viață? Înseamnă în medie 8 ani. Dacă ai căpătat sentință pe viață, în jur de 8 ani ieși afară de acolo. Justiția mânată este justiție anulată, spunea un gânditor american. În al treilea rând, porunca nu interzice participarea la război, nu? Știți bine, o, un fel de creștin din România, nu vreau să le pronunț numele, să nu-i supărăm pe niciunul, nu puneau mâna pe armă, nu se duc la război. Intrau în pușcărie, săraci, sufereau enorm de mult. Știți că Dumnezeu și-a trimis poporului la război, este drept, este corect să aperi libertatea, să aperi oamenii nevinovați, să stopezi răspândirea răului în lume. Este corect, este cinstit. Dumnezeu vrea să mergem la război, să apărăm oamenii nevinovați. Este greu de digerat asta, nu? Mai degrabă noi suntem pacifiști. Noi nu ne amestecăm. Să se omoare, să facă ce vor, dar noi nu ne amestecăm. E bine, Iată ce spunea un pastor protestant din Germania, care a trăit pe vremea lui Hitler, spunea când Hitler i-a atacat pe, evreu, pe evrei, eu nu eram evreu, de aceea n-am fost îngrijorat. Când Hitler i-a atacat pe catolici, nu eram catolic și de aceea nu m-am îngrijorat. Când Hitler i-a atacat pe cei din sindicate, nu eram sindicalist și nu m-am îngrijorat. Când Hitler m-a atacat pe mine și biserica protestantă, nu mai era nimeni ca să fie îngrijorat. Um, Edmund, Edmund, Borke a spus, singurul lucru necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic. Oamenii buni să nu facă nimic. M-am um, gândit zilele acestea la pilda cu Samaritanul Milostiv. Și știți ce s-a întâmplat? Au trecut preotul, levitul, au trecut pe lângă cel căzut între tărhari. Haideți să avem un pic de imaginație și să ne imaginăm că a venit preotul când îl jefuiau. A venit un pic mai repede. Când îl jefuiau pe ăsta, nu? El e pacifist, el nu se bate cu nimeni, nu-i așa? păi să mă vadă pe mine că eu mă bat cu golanii ăia, nu? apare mâine în ziar pastorul la scău, nu? S-au luat la bătaie pe bulevard cu niște gangsteri. Și poza pastorului la scău va fi pe prima pagină, nu e așa? Păi nu-i cu minte, domnule, trebuie să te gândești la slujba ta, nu? La capitalul de încredere, cum zicea cineva. Să nu ne-o stricăm cumva, domnule, nu? Dacă pastorul lască o face asta, vine și dirijorul. Fratele Corneliu. Nu? Să bagă el, dacă pastorul nu s-a băgat, să, să, o scape pe fata aia din mâna celor golani, nu? merge mai departe. Gândiți-vă la aceste lucruri. Suntem pacefiști, dar când taci și răul se petrece, când nu intervii, când nu dai o mână de ajutor, ești la fel de vinovat ca și cei care fac răul. Porunca asta nu spune uh, să nu la război, să fii pacifist cu orice preț. Nu spune asta. Haideți să vedem totuși ce spune porunca asta dacă lucrurile astea nu le spune, nu-i așa? Ce are apoi porunca asta de a face cu familia? Știți că prima crimă a avut loc în familie? Doi frați, Cain, l-au omorât pe Abel. Știți asta? Știți că multe din crimele de astăzi se petrec în familie, între membrii familiei? Porunca aceasta vorbește despre prețul pe care îl pune Dumnezeu pe viața umană, pe ființa umană. Porunca este foarte largă. Ea vorbește despre atitudini, acțiuni care duc la crimă. Și în seara asta am să vorbesc despre cinci din aceste aplicații practice ale acestei porunci. Numărul 1. Dumnezeu spune decisiv, categoric, un nu uciderii. Nu să ucizi o ființă umană. Cea mai evidentă aplicație este interdicția lui Dumnezeu de a ucide o altă persoană. Este, știți că este singura poruncă pe care o găsim în toate cele cinci cărți ale lui Moise în Petanteu, toate cele cinci cărți ale lui Moise conțin această poruncă. Greșeala multor oameni este că ei cred că e greșit, este rău să omori pe cineva, că nu te lasă legea, societatea, lumea în care trăim noi spune lucrul ăsta. În Germania nazistă, societatea spunea că este ok să-i omori pe evrei, pe țigani, pe homosexuali, pe retardați mentali. Apoi au venit comuniștii, dușmanii poporului trebuiau omorâți, opozanții politici trebuiau omorâți, apoi vin în Bosnia și în țările de unde a fost războiul nu de mult, curățirea etnică, nu? cei care vorbesc altă limbă decât noi, pe urmă vine jihadul islamic, care spune trebuie să omorâm pe toți aceia care nu cred la fel ca noi, nu? Societatea spune foarte multe prostii. Foarte multe lucruri greșite. Este rău să ucizi o ființă umană nu pentru că societatea uh, spune că e rău, ci pentru că Dumnezeu spune că este rău. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Știți că în statele unite uh, este destul de joasă rata criminalității și este joasă din două motive. Numărul 1, a crescut numărul pușcăriașilor. În ultimii 25 de ani a crescut de 4 ori. Tehnologia medicală a avansat așa de mult, în cel de-al doilea război mondial, 9 din 10 răniți 9 din 10 răniți, împușcați pe front, de exemplu, mureau. Astăzi, din 10 împușcați, 9 sunt salvați. Dacă astăzi ar fi tehnologia din 1940, rata uciderilor în America ar fi de 10 ori mai mare. De 10 ori mai mare decât a fost în anul acela. Pentru că mult mai mulți oameni sunt împușcați astăzi și uh, mult mai mare este rata de criminalitate. Spuneam că pe micul ecran uh, suntem bombardați cu violență de dimineața până seara. Aproape că cele mai grozave filme sunt alea de acțiune, nu-i așa? Cât mai mult sânge, cât mai mult morți, alea sunt grozave. De aceea, omul de astăzi dezvoltă o mentalitate de film. Se devalorizează în ochii noștri valoarea vieții, ființa umană. Nu mai, are, nu mai are niciun fel de valoare. În medie, pe ecran apar 350 de personaje, din care șapte vor fi ucise în fiecare secundă. Ascultați, șapte oameni în fiecare secundă. Cineva a calculat că dacă cifrele astea ar fi reale, toată populația Statelor Unite ar dispărea în două luni. Ultimul ar sta să închide televizorul, probabil. We are trained to kill. Tehnicele folosite pentru soldații americani sunt astăzi folosite la game pe care le joacă copiii noștri. Știți asta? Copiii noștri, de a train to kill. Sunt antrenați să ucidă. În al doilea rând, Dumnezeu îmi spune un nu categoric sinuciderii. În America de Nord, pe locul 2 între, la, între studenții de college care mor este sinuciderea. Știți asta? Locul 2. Între elevii de liceu este pe, pe locul 3 sinuciderea. Este filozofia aceasta pe care o au foarte mulți astăzi, este viața mea și am dreptul să o trăiesc sau să o sfârșesc cum vreau eu. Fals, nu este viața ta. Ți-a dat-o cineva. E responsabil în fața celui care ți-a dat-o. Iov, în capitolul 15, versetul 5, spune așa, dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece. Dumnezeu ți-a dat un anumit număr de zile, e un hotar al vieții tale, o limită impusă de Dumnezeu. În Romani 14 cu 7, Apostolul Pavel spune așa, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Viața vine de la Dumnezeu și El are singurul dreptul să o ia, nu e dreptul tău, pentru că nu este viața ta, vine de la el, n-ai drept să o curmi când vrei tu. Biserica Catolică, de exemplu, consideră și Biserica Ortodoxă sinuciderea unul dintre cele mai mari păcate, păcatul capital. Știți că nici nu îi mormântează pe cei care să sinucid? Nu îi mormântează. Pentru că ei au comis păcatul capital, l-au -au sabotat, au uzurpat pe Dumnezeu singurul care are autoritatea să dea și să ia viața omului. În al treilea rând, Dumnezeu spune un nu categoric uciderea din milă, eutanasiei. Uciderea celor deformați, cu boli incurabile, a bătrânilor, a celor inutili, nu-i așa? doctorul Kevorkian, doctorul Morții, nu? Noroc că l-au condamnat ăștia la 25 de ani de închisoare. O fi murit pe acolo sau din milă l-au fi omorât ăștia. Am intrat într-un într viitor de groază dacă America ar accepta o asemenea filozofie, pentru că ne uităm la Olanda. Ne uităm la Olanda, unde eutan eutanasia este practicată, este legală, este legală. Haideți să vedeți ce se întâmplă în Olanda acum una din 42 de morți este prin eutanasie. Unul din patru doctori recunosc că au ucis pacienții fără voia lor. Ok? I-au dat o injecție și acum întreabă pe mort dacă au fost de acord sau nu au fost de acord. Nu? Mai poți zice ceva, nu? E cuvântul doctorului și cuvântul mortului. În 1990 au fost în Olanda 13.506 cazuri de eutanasie, din care 65% au fost fără acordul, acordul pacientului. Fără acordul pacientului. Știți că pe rol, acum în Olanda, este o lege care vrea să dea copiilor la 12 ani dreptul să ceară să fie omorâți. La 12 ani. Să supără că nu i a lăsat să meargă, ce știu eu, la joacă, sună, să ia, să-l termine. Și e legal, nicio problemă. În Iov 12, cu 10 cuvântul lui Dumnezeu spune așa, El ține în mână sufletul a tot ceea ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc, este în mâna lui Dumnezeu. Bine, dai bătrân, face umbră degeaba pământului. E ok când e vorba despre alții. Sau despre taică tu, pentru că vrei să iei moștenirea, nu-i așa? Să-ți rămână casa. Dar vine rândul tău. Și nu știu dacă o să fie ok atunci. Viața este valoroasă, este importantă. Nu contează cum este ea. În al patrulea rând, Dumnezeu spune un nu categoric avortului. Aici o să elaborez un pic lucrul ăsta. Știți că anul acesta, anul ăsta, 2015, în lume vor avea loc 46 de milioane de copii avortați. În anul ăsta vor fi uciși 46 de milioane de copii în întreaga lume. 46 de două ori cât România. 3 din 10 femei însărcinate în America de Nord fac avort. Un avort are loc la fiecare 15 secunde. Ce este dramatic de tot este că 500 de copii în fiecare an supraviețuiesc avortului. Știți asta? 500 de copii Uneori rupți în bucăți, uneori schingiuiți, smulși cu forcepsul din pântecul mamei lor. Supraviețuiesc, domnule. 500 de supraviețuitori. Wow. Supraviețuiesc la procedura aceasta atât de barbară. Știți că 97% din toate aceste avorturi nu sunt din cauza violului sau incestului. Ci pentru că nu e convenient, nu este convenabil chiar acum să avem un copil. Vrem să ne distrăm. Haideți să vă arăt ceva. Pe mine m-a îngrozit absolut de-a dreptul. Trăim într-o cultură a egoismului, a, a, morții, a lipsei totale de respect pentru viața umană. În pântecul femeii nu este decât un, un gemotoc de o adunătură de țesuturi. Am dezumanizat ființa umană în pântecul mamei. Am să vă arăt ceva care o să vă șocheze. În 1857, Curtea Supremă a Statelor Unite a legalizat și a justificat sclavia negrilor. Au elaborat patru afirmații care sunt și au fost baza acestei legi. Afirmația numărul unu, sclavii sunt oameni, dar nu sunt persoane. Okay? Ei sunt oameni, dar nu sunt persoane. Dar nu mai spuneți. Ia ascultați ce spune. În urma, în urma legii Roe vs. Wade din 1974, se pare că Curtea Supremă a Statelor Unite a făcut copy and paste cu legea aceea din 1857. Pentru că prima afirmație este, înainte de nașterea fătului, el este uman, dar nu este o persoană. Atâta timp cât este în pântecul mamei, este uman, este un făt uman, dar nu este o persoană. A doua lege a sclavilor, sclavii devin persoane numai după ce au fost eliberați. Numai după ce au fost eliberați, atunci sunt persoane. Ascultați, bebelușii devin persoane legale numai după ce au fost născuți. Trei, afirmația 3. Trei. Înainte să fie liberi, sclavii nu au niciun drept. Atâta timp cât sunt sclavi, nu au niciun drept. Iată ce spun cei mai aproape de noi, 1974, anul în care m-am căsătorit. Înainte de naștere, bebelu bebelușii nu au nici un drept. Wow! Copy and paste. Au copiat și au reprodus legea aici. Afirmația numărul 4. Stăpânul are dreptul să facă ce vrea el cu proprietatea sa, inclusiv cu sclavii. Dacă vrea să-i omoare, se să i omoare. E proprietatea lui. A dat bani pentru ei. Poate să facă ce vrea cu ei. Ei nu sunt persoane, ei aparțin cuiva și proprietarul poate să facă ce vrea cu ea. Afirmația din coad și acum, femeia are dreptul să aleagă ce să facă cu trupul ei, inclusiv fătul. Wow! Dacă legea asta care a justificat sclavia în America a produs atâta rușine acestei națiuni, și atâta suferință. Și trăim și astăzi cu consecințele acelei legi. Ura rasială, amintirele sclaviei de altă dată, rușinea asta care este pe continentul nostru, scoate oamenii în stradă în Chicago astăzi. Știți că trăim consecințele astea de atunci, din timpul acela. Oh, da, da, sai, frate, am hotărât că a fost greșit. Am fost foarte greșiți. Am anulat. Sigur că da. Dar ați reactualizat-o acum și ați aplicat-o celor mai inocente și mai nevinovate ființe din această lume. Copiilor nenăscuți încă. Dacă America n-a scăpat de consecințele sclaviei și plătim și astăzi pentru asta, că eu am adus aici, noi ei am adus aici, acum nu ne place de ei. Acum nu ne mai vor ei aici. Credeți că America o să scape de consecințele acestui genocid? Curtea Supremă. Cine are supremația în decizia asta? O mână de oameni, niște bătrâni sclerozați de la Washington, aleși pe viață. Sau Dumnezeul cel viu și adevărat din cerul care a dat această lege? Cine are supremația? Vreau să închei spunându-vă un singur verset, vreau să-l citim. Este așa de cunoscut de noi toți. Este Psalmul 139, versetele 13 la 17. Tu m-ai întocmit rinichii, tu mai ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncurile pământului că nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte să fie vreuna din ele. Cât de să mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Who in the world ți a dat dreptul să ucizi la asemenea creatură dumnezeiască. America va plăti scump acest genocid, cum o să plătească toate țările acestei lumi. Vreau să spun în încheiere că legea aceasta vorbește și despre o alt fel de ucidere, despre abuzul verbal. Dumnezeu spune categoric nu abuzului verbal. Odată cu avortul, a crescut rata divorțului de 5 ori în America, dar a crescut și abuzul copiilor. Frustrările, resentimentele, sentimentele de vinovăție au transformat familia într-un câmp de luptă, unde abuzul verbal a devenit arma preferată. Cuvintele nu se văd, nu. Paru lasă urme, palma la fel, dar cuvintele nu lasă niciun fel de urmă. Când vin să ne controleze, zâmbim. We are ok, everybody is ok. Abuzul verbal, ura și cuvintele au fost evoluate de Domnul Isus Hristos ca pregătitoare a crimei. Ascultați cuvintele Mântuitorului. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului genei. Interesant. De ce oare, dacă îi spui prost, o să te judece? comitetul, nu? Dar dacă îi spui nebun, pentru că cuvântul ăsta în evreiește înseamnă raca, înseamnă good for nothing. Nu bun, cineva care nu-i bun de nimic, nefolositor, face umbră degeaba pământului și trebuie să scăbăm de el. Poți să-l omori pe ăsta că nu-i nu bun, nu bun de nimic, absolut nu-i bun de nimic. Ucigașul uzurpă dreptul lui Dumnezeu de a decide lungimea vieții cuiva. Și îl omorâm pentru că nu e bun, e good for nothing. Numai dacă rostești cuvântul ăsta, spune Domnul, vei cădea sub pedeapsa ghenii, a iadului. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 15, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică, ca să rămână în el. Ce trebuie făcut atunci când se ivesc conflictele inerente în familiile noastre? Și uh, cine spune că el nu are conflicte și nu s-a certat cu copii, cu nevasta și mai departe, e un mare mincinos. Uh, cu asta o să avem probleme la porunca în care spune să nu miți, să nu depui mărturii mincinoase. Uh, dar când vin conflictele, sunt câteva, câțiva pași ă, practici prin care am putea să le evităm și să le rezolvăm. Haideți să îi parcurgem puțin. În conflict, numărul unu, stai de vorbă cu adversarul personal și nu la telefon. Nu pe Facebook, nu pe e-mail. Doamne, ce curajoși suntem noi în lumea asta virtuală. Nu vi se pare grozav, domnule? Te pune la puncte. Unul mi-a cerut bani nu de mult, mi-a cerut bani și nu i-am răspuns la timp la scrisoare. Băi, ce a făcut asta cu mine? Acum nu era primul cercetor care m-a înjurat, care nu i-am dat bani, nu? Dar ăsta era pastor, nu? Era pastor. Și se purta exact ca și ăla colorat din, de, de pe stradă, care dacă nu i-am dat bani, mi-a tras o înjurătură. Exact așa s-a Ei, dacă eram în față în față, nu cred că se purta așa cu mine poate că mai înalt un pic ca el, cine știe. Dar <laughs> în lumea asta virtuală avea curaj omul, domnule. Nu? Avea curaj. Pune mâna pe telefon, apoi ți-o zice. Nu rezolva problemele la telefon sau prin e-mail. Du-te, du-te la fratele tău, du-te să ai de vorbă. Face to face, cheamă la o cafea. Dacă e soția, ne invită la Red lobster -ul. Sau cine știe, Ia. Dacă e soțul, fă o bună cu brânză. 2. Ignore orice factor de distracție. Fii gata să asculți și să fii încet la mânie. Grabning la ascultare și încet la mânie. Fii gata să asculți poziția celuilalt. Mai taci din gură, ascultă ascultă ce spune celălalt. Nu te uita la telefon când vorbește sau la televizor. 3. Ai grijă ce spui. Păzește-ți limba. tai o dacă trebuie. Fă ceva. Ai grijă ce spui. Sunt consecințe pentru orice cuvânt care îl spui. Lasă istoria să fie istorie. Trecutul a trecut. Ieri s-a încheiat seară. M-am întâlnit cu cineva ieri seara la nuntă și primul lucru care am spus, wow, sunt mirat că te văd la nunta asta. Pentru că relațiile mele, mai de mult cu cel care m-a invitat la nuntă, n-au fost prea bune. Dar Domnul m-a ajutat să le reparăm și este un good friend of mine. Nu? S-a mirat. Pentru că unii oameni cred că trebuie să -ți ții minte istoria, Domnului, să-i aduci amintele la ce au făcut. Lasă istoria. Ieri s-a terminat aseară. Azi e o altă zi. Nu mai fi istoric. Că o să devii isteric. 5. Fi tandru. Atinge-l. Vorbește frumos. Zâmbește. Fi bun. Atinge-ți adversarul, mângă l pe mână, mai îmbrățișează o pe soția asta ta care te a care te-a supărat, nu? Și vei vedea cum se moaie lucrurile și tensiunea. Nu te grăbi să termini. Dacă trebuie să stai toată noaptea, stai toată noaptea. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Stai până se termină, stai până ai rezolvat, până ați plecat în pace, până când din nou este armonie și pace în casă. Și în concluzie, în seara asta vreau să amintesc câteva lucruri. Numărul 1. Respectarea poruncea șasea înseamnă respectul pentru valoarea ființei umane. Viața este dată de Dumnezeu și nu contează când, la ce stadiu al ei, avem obligația să o respectăm. Nu am dat-o noi, nici celui nenăscut și nici bătrânului care nu-i mai bun de nimic respectă valoarea ființei umane. Viața care o are este de la Dumnezeu. Concluzia numărul 2. Atenție la abuzul verbal și mai ales la bărfă. Noi nu-i omorâm cu pușca și nici cu cuțitul, dar le asasinăm caracterul. Le asasinăm caracterul și dacă putem, cât la mai multe lume. Punem un e-mail, punem. Da, asta m-a șocat de tot. Unul și-a făcut un blog special, așa, moș, nu știu cum îl cheamă, ca să-și terfelească pastorul bisericii. După cum caută pe moșul ăsta, cine-o fi, nu? În lumea electronică. Și doi cu articole și murdărește și murdărește -l. Știți care este mentalitatea acestor oameni? Este următoarea. Dă cu noroi în perete, pică jos, dar ceva rămâne. Urmele astea rămân. Dă murdărește că ceva o să rămână totuși. Asasinarea de caracter. Nu abuza verbal. Nu abuza verbal soția, copiii mai ales. Așa o dramă, așa o tragedie este în, în, sufletul acelui copil la care ai țipat și ai făcut acte isterice. Săracul ce au făcut? T a spart o cană, a spart o vază. Cât te ai spart -o în viața ta, nu? Gândește-te la lucrurile astea, pentru că au consecințe grozave, nu? Dacă ți-a greșit cineva, mai uită și mai iartă și tu, că și Dumnezeu ți-a iertat așa multe lucruri, nu? Știți că Dumnezeu îl iartă și pe criminal? Dumnezeu îl iartă și pe criminal? Gândiți-vă la Pavel. A fost altceva decât un criminal? Și-a dat consimțământul la omorârea lui Ștefan. Pe urmă s-a dus cu scrisori speciale să-i bage în pușcărie și să omoare pe creștini. nu e așa? David. Criminal de mână întâi, cu premeditare. A, Moise, Moise au ucis oameni, nu? Dumnezeu iartă pe criminale care se pocăiesc, știți asta? Care se pocăiesc cu adevărat. A, patru. Iertarea lui Dumnezeu nu ne scutește de consecințe. Consecințele rămân. Consecințele rămân. Vom trăi cu ele. Cineva a spus că păcatele noastre sunt ca niște cuie bătute într-o ușă. Ei cleștele, scoți cuiele, dar găurile rămân. Și cineva s-a uitat prin gaura la viața ta, de acum încolo, pentru restul vieții. La Chicago ne-au cumpărat într-o zi o ușă nouă la intrare. Pusese veche, nenorocite, am dat mai mulți bani să arate fain și am găsit una așa sculptată, fain, din redwood. Tare ne-a plăcut ușa asta. Am montat-o, tot a fost fain. Și într-o zi venind acasă, spre spaima noastră a tuturora, a mea și a soției, am găsit că ușa noastră toate era ciobită dar așa, găuri mari în ea, așchii sărite peste tot. Ce se întâmplă? Înăuntru case, nu în afară. Și mi-au explicat băieții că au văzut la televizor, nu? Cum dau ăștia cu cuțitele. Așa, au luat cuțitele de la bucătărie și trei vlășgani și-au folosit talentele pe ușa noastră aia nouă. Bineînțeles că mi-a iertat după ce i-am educat puțin, așa. Dar știți care au rămas consecințele astea? Ori de câte ori mă uitam la ușa aia, mi-a duceam aminte de așa. Dumnezeu iartă, dar consecințele rămân. Iartă Dumnezeu pe criminali, dar trebuie să-și spășească anii de pușcărie, trebuie să plătească daunele, sau probabil trebuie să stea pe scaunul ăla electric. Este o poveste foarte drăguță. Se spune că cineva a cerut unui autor faimos să scrie biografia familiei sale, arborele genealogic. Și-au dat peste unchiul Gheorghe, nu știu la ce generație, că ăsta, domnule, a fost un criminal, a murit pe cineva și l-au pus pe scaunul electric. Și acum trebuia să scrie cumva și l-au rugat pe autorul ăla să aibă grijă cum scrie acum. Și ăsta a spus că uh, unchiul Gheorghe, așa, uh, a lucrat pentru o companie electrică, așa, și a fost foarte atașat de poziția lui, așa, și moartea lui a fost un șoc pentru toată lumea. Wow! Ce înțelegi din povestea asta? Ei, Dumnezeu iartă păcatele de consecințele rămân. Și ultimul lucru care vreau să îl menționez este atenție la limbă. Românilor, haideți să avem grijă de limba noastră. De limbă. Vă mai spun una așa, ca om care mă simt și văd că îmbătrânesc, n-am -am ce face, asta e. Când încerc să pice primele șuruburi de la caroserie și de la mașina asta, primele șuruburi care pică sunt de la limbă. Aveți grijă! <laughs> Aveți grijă! Nu mai avem control la ea și spunem ceea ce nu trebuie. Aveți grijă la limbă! Se pare că e o problemă națională la noi. Vorbitul, nu? Când am întâlnit-o pe Lia, Lelu și pe viitorul Ginere, i-am recomandat să învețe românește Și eu zic, why? Eu zic, pentru că americanii se luptă cu buleți, cu, cu clonțe, românii se luptă cu cuvinte. Dacă vrei un good fight cu nevasta, trebuie să înveți românește, Nu se poate. În engleză ăștia nu știu. Nu știu, ca noi. Aveți grijă la limbile de foc. Ok? Aveți grijă la limbile de foc. Eu am impresia că limbele de foc ale Duhului Sfânt nu vin pentru că avem noi limbi de foc prea multe și le folosim prea des. Aveți grijă la ele. Porunca aceasta este de la Dumnezeu și vine cu autoritatea lui Dumnezeu. El este uh, autoritatea supremă care a poruncit să nu ucizi. Și Domnul să ne ajute să respectăm porunca asta. Amin.